Trei familii din satul mare au fost aduse la sapă de lemn, după ce un așa zis pastor penticostal i-a făcut să piardă tot ce au pus deoparte o viață întreagă. Ioan Opriș este un interlop notoriu, implicat în ultimii 25 de ani într-o mulțime de acte infracționale. Familiile în cauză au bătut palma cu pastorul pentru o afacere ce părea să fie mană cerească. Inculpatul le-a propus acestora să-și demoleze casa, iar în loc să construiască un nou imobil. Afacerea ar fi implicat ca familiile să primească în schimb 45.000 de euro, un apartament precum și un spațiu comercial. 18 luni au trecut de când bărbatul nu a mișcat un deget. Pastorul a mai venit cu propunerea ca victimele să gajeze proprietățile în scopul obținerii unui credit de la bancă în vederea începerii lucrărilor. Astfel că Ioan Opriș a încasat 500.000 de lei de la bancă și de atunci nu a mai dat niciun semn de viață. După ce au descoperit că autorizația de construcție este falsă, aceștia și-au dat seama că au fost înșelați. Banca a început să someze familiile să restituie creditul. În urma plângerilor și audierilor, inculpatul nu a scăpat nepedepsit.